Doi bărbați locuitori ai orașului Ungheni de 34 și respectiv 40 de ani au fost reținuți de angajați inspectoratului de poliție Ungheni chiar în timp ce preparau și consumau substanțe narcotice. La data de 30 mai curent, în baza unei informații operative, polițiștii au efectuat percheziții în apartamentul unui locuitor al orașului Ungheni, anterior condamnat pentru consum de droguri. Aici, forțele de ordine i-au depistat pe cei doi în timp ce își preparau dozele. Totodată au fost depistate serinci, vase, o sacoșă cu fragmente de plante de mac și alte bunuri utilizate în prepararea substanțelor narcotice. În acest caz, proprietarul apartamentului riscă să fie atras la răspundere penală și riscă amendă de la 4.000 la 16.000 de lei sau chiar închisoarea de până la 4 ani. Și amicul acestuia riscă să stea până la 4 ani de închisoare pentru producerea, prepararea, prelucrarea, păstrarea și transportarea substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor săvârșite în proporții mari și fără scop de înstrăinare.